Iar Nicole Cherry, asta e piesa ei nouă și Dudu e deja în difuzoare. Bună dimineața! Neața, ce faci? Nu te pup până nu închizi un nasture, măcar de sus sau de jos. Dar de unde? Că nu se vede nimic. E ceva stricat la rochiță, te rog, mulde tău. Nu se vede nimic. Nu te pup, stai jos. Mamă, ce... Nu te atunci ne pupăm și gata. Ce mă rușine, ai venit cu taică tu la televizor și tu... Dar de ce zici că nu se vede nimic? Că ești mică! Aolo, stai că acum mă fac să mă simt prost. Așa. Bravo! Bine așa, inimă! Uite, stau așa! Acum nu se mai poate apleca. Salut! Uite, și stai... stai că mai deschid drumul măcar. Și tai? Nu, lasă-l că moare cu, e cu inima. Stai jos! Te duci tu astăzi, că eu n-am cum, că am ceva de făcut pe după amiază. Unde să mă duc? Au schimbat ăștia ziua, când bagă pensia, te duci tu să ridici pentru amândoi. Boșorogule, tataie care ești, închide nasturul. Doamne, maica! Mulțumesc, mulțumesc! Păi mulțumesc, ce vrei, mă, la? Da. Așa e când ești de mici, da, e... Da! Și cam un machiaj pentru ora asta. N-ai văzut-o, dragă, pe Mega! De capul meu! Dani, ai ceva cu mine? Nu, dacă ai idee. Vreau să te păstrez într-o versiune... Păi, dar nu vezi ce clip frumos am? Am văzut și mă bucur că nu te pupi cu nimeni, dar e un băiat că am dezbrăcat în videoclip. Să știi. Și pe ăsta îl știm. Aoleu! Ce a vrut să zică regizorul când i-a zis băiatului? Tu trebuie să stai la bustul gol. Că trebuie să fie sexy, trebuie să fie acolo. Când se uită fetele la el, să zică, mamă, ce mișto e clipul ăsta și ce băiat. Te bat cu scaunul ud. Wow, ok. Păi da, n-am zis eu, să zică fetele, n-am zis eu, să zică fetele. Sigur că da. Ce vă mai deranjează, stimate tataie, acest videoclip? E băiatul ăsta, e dezbrăcat. Și ce ai fi vrut să stea în cămașe, să stea paltonul pe el, că nu vezi că trăiește acolo? Uite, aici eu sunt. Adică te le-a pus rădușul pe voi și ăsta... Îți ținea de frig. Oameni, tu știi cât de frig a fost? A fost frig, nu? Foarte frig. S-a încolăcit ăsta. Și dacă vă... Sunteți curioși? O singură dată am tras scena. Am mers din prima. Da, din prima. Era taică la plato, da. Logic. Nu, data ce crezi? Era, la un moment dat ai văzut că, uite, aici, când era el singur, da. Am avut și o parte în care eram amândoi. Dar, deci, în partea asta unde eram aici, nu aici, în partea cealaltă, nu trebuia să ne atingem. Nu trebuia. Încă. Da. Și v-a apucat. Și tata era într-o parte. Pune-mă mâna pe ea. Și tata. Da, și tata. De pe vremuri de la cinema. Pupă-mă! Doamne. Vorbești, da. Băiat. Să revenim la ale noastre. Cum s-a născut piesa? Păi, piesa, cred că o avem din august. Din august 2017, am compus-o împreună cu băieții de la Hub Production. Da. Echipa cu care eu lucrez mereu, Șerban, acum pe versurile lui Juno și Feli, linia de mine și chiar a ieșit extraordinar de bine. Piesa e în top 5 acum în trending și a face 2 milioane de vizualizări, astăzi sunt exact 6 zile. Deci avem 1.900.000 și ceva... Asta sigur, 2 milioane. Mamă, nu ți-e greu cu cercei aia mari? Că... Acum nici cercei. Uite ce, eu povestesc, deci eu povestesc aici, că piesa face 2 milioane în 6 zile și el mă întreabă, te cercei. Deci cum e posibil așa ceva? Că se bălângăne, nu te pot asculta. Dar uite ce frumos sunt. Dar ce ești tu? Se poartă mare acum, se poartă. Păi mari la vârsta asta, Răzvane, mare. Păi când se poartă dănuțe? Măi. Câți ani ai? Am 19 ani. Fac 20 anul ăsta. Păi nu mai e aia mică de venea pe aici cu... Pentru mine tot aia mică e! Auzi, dar odată când am venit la voi, m-a auzit, dar nu spui și tu nu știi tocuri, ceva? Și acum am venit și pe tocuri. Atunci mi-a plăcut cercei. De tine. Da. Când erai, păi zici că erai fugită peste gardul internatului. Mi-aduc aminte, da, mă, exact. Dacă nu-i convenea că veneai numai în bașchetă, mi-aduc aminte. Dar nu, ce ridicați până. Am venit odată în pijama aia, în jumperul ăla, mai știi? Că am avut o ediție specială. Păi, dar era ediție specială, da. Cu nu știu ce, atunci nu-i convenea că de ce nu-i pe tocuri. Acum, atunci, că de ce se pupă cu ăla în videoclip? Și de ce nu, am că tocuri și tocurile îți plac? Sunt ok sandalele? Nu, dar pe măsură ce îmbătrânește ăsta al meu, e ceva de. Vedeți? Că i-a rămas urma aici de la castravete, că își ține așa un capăt de castravete, să ia durerea de cap, că bate aia mingea în fața blocului, tronc, 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 și el nu se poate concentra. De mine în special trebuie să aveți grijă, am observat. Trebuie să avem grijă de tine, nu știu cine îți aduce o cană cu apă.
Cine? Ce-ai făcut la eveniment? Toată lumea, cred că toată lumea din zona asta muzicii a fost prezentă, e adevărat? Aproape toată lumea, oricum. Eu am fost plăcut impresionată să văd că au venit atât de mulți oameni, pentru că nu mă așteptam. La un moment dat visasem că nu o să vină nimeni și eram foarte trist, dar pe bune. Pe bune? Pe bune, dar nu știu de ce. A fost și prima mea lansare, așa, oficială. Cu cocârți. Și... ai dat de băut gratis? Da. Să nu mai faci asta. De ce? Că vin toți. De asta n-ai venit tu. A venit spicul aia cu șoarecul, a venit la mine cu șoarecul, n-am voie să-i spun aia, că e din familie, cu șoarecul. Și au venit gata, băuți, mâncați, nu-mi place, că la tine era gratis, la mine nu. Piesa e deja lansată, face foarte bine, îți mulțumim că ai venit pe la noi. Eu vă mulțumesc. Te pupăm, să ai mare grijă de tine și de tata.